Prezența Armatei Naționale, dar și a tehnicii militare în locurile publice, este și o metodă de presiune psihologică asupra celor care nu se supun regulilor impuse de Comisia pentru situații excepționale. Precizarea a fost făcută de ministrul apărării Alexandru Pânzari în cadrul unei emisiuni televizate. Sunt niște studii științifice unde arată că oamenii reacționează într-un fel când vine o echipă de polițiști cu un automobil simplu, să ne spun model. Și oamenii reacționează cu totul altfel când vin o echipă de oameni înarmați, echipați, disciplinați. Deci reacția, practic, 100% este una ascultătoare și reacționează momentan când trece așa un automobil. Pânzare a mai menționat că acțiunea de a scoate militarii în stradă a fost mai mult un exercițiu, iar mitralierele au fost dezinstalate în scurt timp. Totuși, din 25 martie, grupurile mixte de angajați ai Ministerului de Interne și ai Ministerului Apărării vor asigura respectarea regimului de carantină și izolare la domiciliu pe perioada stării de urgență. Aceste echipaje comune vor patrula în raionele Cahul, Hâncești, Sângerei, precum și în municipiile Bălți și Chișinău. Potrivit ministrului apărării, peste 1500 de soldați sunt pregătiți să intervină cu 160 de unități de tehnică militară pentru a ajuta polițiștii și carabinierii să monitorizeze spațiile publice.